Avem o emisiune interesantă în seara asta, ca toate emisiunile pe care le fac eu, în condiția în care dumneavoastră nu vă plictisiți de subiectele noastre și vedeți despre alte posturi de televiziune. Nu mă deranjează niciun fel. Am așa un sentiment de cum să vă spun, ca să fiu foarte, foarte plastic, să nu credeți că să nu sunt nici decepționat, nu sunt nici speriat, nu sunt nici îngrijorat. Pur și simplu, merg pe Constantinescu. Pe președintele Constantinescu spunea că la un moment dat când se face scârbă. Mă uit la lista de candidați pe care are-o Galațiu, mă uit la lista de candidați care urmează să ne bucure, să ne fericească, să ne dispună de viața noastră. Auzeam pe domnul Ciolacu în seara asta că vorbea despre oameni cu experiență. Experiență în ce, domnule prim-ministru? În fut, în minciună, în jaf, în bătaie de joc, în dispreț față de țară, în scârbă față de poporul român. Da, pentru asta au experiență maximă. Dau un exemplu, Danica. Dar restul, cine? Ce a făcut domnul Tudose? Extraordinar. Ce a făcut nemaipomenitul de fost ziarist, care ca ziarist s-a comportat tipac. Am avut eu când eram în copilărie, am prins un pui de cioare, avea vreo 6 ani și nu știam ce cu el. Eu sângeam decât că eram soșiomor și o la cioara aia de unde până la urmă a venit bunica, a scăpat cioara cu viața. Și multe, multe alte lucruri pentru care consider că trăim degeaba, că suntem inutili pe acest pământ, că habar n-avem de ce am venit, că nu știm ce era Dumnezeu, că ne bate în joc de tot. Absolut de tot. Pe de altă parte, eu am tras concluzia că noi nu suntem făcuți pentru bine, noi suntem făcuți pentru rău. Că suntem trimiși dintr-o altă viață, din alte experimente, din cer sau din alte zone ale cerului, aici, într-o închisoare care este Pământul, care este foarte frumos de altfel, super, nu foarte frumos, și pe care noi o lățim și pe ăsta, dar Pământul se încăpăținează să trăiască. Asta e. Discutăm în această seară un subiect insolit, despre care eu știu foarte multe lucruri și foarte puțin în același timp, cu doamna profesor Mihaela Dumitriu. Bună seara! Bună seara! Discutăm despre Universitatea Dunării de Jos și dumneavoastră vreau să discute despre înființarea Facultății de Teatru, care n-a existat înainte de Revoluție la Galați. A fost, nu cred că a fost. În anul 2000. În anul 2000, în decembrie, da? 2000. Înființarea Facultății de Teatru, cum a fost și Facultatea de Medicină. Deci sunt 24 de ani, da. Și gălățenii noștri încă nu știu că noi avem Facultate de Teatru la Galați și masterat, care a fost, s-a desfințat, dar le vom lua ușor în șor, pentru că tot este o perioadă care de data asta... Ader și eu la ce ați spus dumneavoastră, factorul politic în care eu m-am ținut departe, uite că influențează și alte domenii de activitate, cum ar fi învățământul superior. Sigur că pe care nu ne influențează pentru că, soarelui. Pentru că se fac greșeli, pentru că există un trend și dacă ești din trend sau din gașcă sau din grup sau că să folosim un cuvânt mai elegant, ești călcat în picioare, ca să fim concret și voi da exemple în seara aceasta. Deci, pentru că vin alegerile la Universitatea din Galați și dumneavoastră ați mai avut o emisiune în sensul acesta. Am avut mai multe, dar nu atât de lung. Datoria mea morală este să spun niște lucruri pe care le știu, pentru că dacă nu le spun, dumneavoastră știți, Dumnezeu este adevăr. În momentul în care nu scoți adevărul la iveală, ești părtaș. E și lege în sensul ăsta. Este și lege, lege care așa? Cunoaște și nu reclamă, absolut. Cum a făcut domnul primar. Așa. Este vinovat de exact. Încălcarea legii. Și din această cauză m-am implicat, acum va afla pentru prima dată domnul ex-rector Georgescu, că atunci când trebuia să candideze, erau doi candidați, eu n-am cunoscut foarte mult pe celălalt, avea 38-39 de ani, eu știam că în funcții de conducere se pun de la 40 de ani, primul mandat, da? Da. Și pe vremea aceea, domnul Fetecău, și e bine să știe domnul Georgescu că era foarte loial și l-a ajutat și l-a sprijinit și personal a spus să-l ajutăm pe domnul Georgescu să ne rugăm. Și eu am luat o literă de lege și chiar domnul Fetecău. Domnul Fetecău. Da. Pentru că trebuie să spun de la început, fără să influențez asta, deci vreau să spun adevărul ca în fața lui Dumnezeu să fiu corectă, este singurul universitar pe care l-am întâlnit în 20 de ani care și-a avut curajul să facă o sărbătoare de Constantin și Elena, patronii Facultății de Nave. Deci, ca să găsești în ateismul acesta un om
care se teme de Dumnezeu, care are o moralitate, care a fost crescut, din ce știu eu, de o bunică credincioasă și de părinți la fel, se vede în atitudinea dânsului. Acum nu mă bag eu în alegeri ce vor fi acolo, dar pentru că viața este plină de semne și eu vin de la teatru și sunt, pentru încă o dată, sunt dornică să transmit publicului mesajul, nu textul, ci subtextul, ce mesaje ne trimite Dumnezeu. Este o piesă celebră, o lucrare celebră a lui Paulo Coelho, se numește Alchimistul și spune viața e plină de semne. O sugerez să o citească toată lumea că este superbă. Plecând de la motoul care... Coelho, superb. Coelho, mi-a plăcut foarte mult piesa asta, a fost pusă și în scenă de o regizoare tânără pe care am avut-o și noi profesoară la Galați. Știu că ta. Da. S-a putut tant despre Coelho, a luat premiul Nobel pentru literatură? Nu știu. N-aș putea să spun, nu cred că așa. Avem în țară, în fiecare județ, un scriitor egal cu... egal. Asta e trufie. Pentru că dacă n-ar fi trufie, ar spune că mai bun decât cu el. Dar noi nu știm să ne apărăm bărurile. Nu știm și pentru că sunt la teatru, pot să spun că uriașii noștri scriitori talentați au mize mici. În momentul când ai miză mică, e normal că literatura ta și valoarea ta este și ea mică. Nu poți să ții piept sud-americanilor fabuloși, cum e cu el, de argentian sau colombian, nu știu exact. Da. Deci la propunerea la vremea aceea de a ne ruga pentru domnul rector, care am spus și personal, o să ne rugăm domnul rector, pentru că era singurul care îl știam, era singurul care îl știam din tinerețe, că fusese un cadru foarte bine pregătit. N-aș putea să spun că nu a fost bine pregătit și că cineva poate să-i reproșeze ceva în acest sens, a fost și ministrul cercetării, dar de multe ori nu că greșești pe păcatele tale, ci pe lipsa de fermitate și pe acceptarea altor implicații sau decizii strâmbe pe care, dacă ești conducător, ești tu răspunzător la ele. Deci, plecând de la o experiență pe care am avut-o și care asta ar lămuri lucrurile, eram într-un festival internațional la Manila, în Filipine, Cum ar sacrificii, fratele meu, directorul Catedrei UNESCO, Institutul Internațional de Teatru, eram niște sufletiști studenți aruncați în lume la Manila, într-un festival, fără bani, cu implicații, trebuia să vindem niște CD-uri, altfel puteam să avem probleme la astea și prorectorul Universității Mare, Universitate din Sydney, a spus, noi nu avem nevoie de voi, de comuniști, de europeni, de ce să facem, nu ne interesează, noi suntem superiori. Atunci eu m-am supărat și m-am dus într-un colț plângând. Fostul rector îi spune, ai făcut ceva, ai supărat-o pe Mihaela, ce s-a întâmplat? Vine la mine și atunci îi spun, dacă tu, rector, te porți cu mine, cadru universitar așa, dacă tu sfidezi niște copii care de dragul teatrului și al iubirii și al transmiterii în mesaj, nu te gândești că poate nici n-au ce mânca, dacă tu îl sfidezi pe fratele meu care vine din celălalt colț de stradă de lume și sacrifică familia, copiii, pentru o idee, iar voi nu sunteți în stare să mișcați un autocar sau să vă implicați financiar și în modul în care ne sfidați, numai iubire nu transmiteți, ce fel de teatru aveți voi la Sydney? Deci eu cred că nu știam, nu se putea să-l jignesc mai mult. Reacția lui, pe care aș vrea să o aibă în vedere orice intelectual adevărat, a spus, îți mulțumesc pentru ce ai spus despre mine, dar acum rămânem prieteni, de seară mergem împreună la recepție. Deci eu voi divulga acum poate niște scăderi, niște minusuri, dar nu știu dacă în România voi mai găsi eleganța pe care am găsit-o la rectorul din Australia, care de câte ori veneau studenții din Australia, spuneau greetings for Mrs. Dumitru. Și l-au tratat apoi pe fratele meu cu un respect uluitor. El n-a știut că i-am făcut chestia asta, că altfel cred că nu știu ce pățeam. Așa, dar cu un respect cu corpul diplomatic, cu toată administrația lor, cu studenți, și-a dat seama că a greșit și a reparat. Eu voi spune niște lucruri pentru că nu vreau să mint, nu știu dacă și mi-asum, chiar dacă nu vor fi lucrurile corecte. Nu din perspectiva mea, bineînțeles. Deci, ca și notă generală pe care vreau să o dezbat, este... să spun un păcat, să spun o greșeală, să spun o strâmbătate, întoarcerea valorilor
și a grilei un dispreț total față de generația conferențiarilor și profesorilor din universitate. Adică această întoarcere a scării valorilor, am crezut că e vorba doar de mine, am crezut că e vorba doar de fratele meu, am crezut că e vorba doar de o conferențiară venită din Sofia, titulară la noi, pe a cărui dosar s-a făcut acreditarea facultății și care a plecat, cred că nici portarul n-ar fi fost sfidat în felul în care a fost sfidat și călcat în picioare de o umilință de neimaginat, de fratele meu care a înființat facultatea de teatru de la Galați, dar nu se știe, și de dosarul meu de profesor, bineînțeles, că până după 4 ani de la înființarea facultății de teatru, a secției de teatru, a departamentului de teatru, în anul 2000, am să rog pe Denis să dea acea convenție făcută de colaborare între un ATC București și Universitatea din Galați, în care rectorul la vremea aceea, domnul Emir Constantin și domnul Zanfirescu de la un ATC, dacă se poate contractul, Denis. Asta, da. Au dorit să facă această facultate, această secție, împreună cu domnul Stelian Stancu, care pe atunci era directorul Teatrului de Păpuși, dar una este să vrei și alta este să poți. Și cel care a putut a fost fratele meu, acesta este contractul, și cu a doua filă în care se vede clar că în decembrie 2000, decan la vremea ce era el, care a fost trimis la Galați să înființeze norme și absolut tot ce trebuie făcut. Cine a atunci? Era domnul Emil Constantin. Dumnezeu să vezi. Da. Și domnul Zanfirescu la București, care l-a detașat, l-a delegat să facă la Galați. Sigur că lucrurile au pornit greu, împreună cu doamna Adriana Popovici, care era profesoară de actorie la București. Au venit și au stat prin săli înghețate și vai de capul lor și plătiți și neplătiți ca această facultate să ființeze și să fie un fel de filială a un ATC-ului. Între timp, doamna Adriana Popovici, când am venit eu director de departament, am făcut această reparație morală, pentru că după ce i-a pus doctoratul în brațe domnului Stelian Stancu și titlul de decan al facultății pe munca celor doi, profesorul Corneliu Dumitriu și Adriana Popovici, a fost instalat domnul Stelian Stancu fiind la Galați. Fără îndoială, asta nu presupune că nu este o valoare în Teatrul de Păpuși, în ce funcționa el. Dar asta este adevărul. Pe norma profesorului Dumitriu, apoi am candidat eu, fiind cu doctorat în teatrologie din 1997. Deci, marea mea șansă a fost, nu că am fost sora lui, ci pentru că eram singura din Galați cu doctorat în teatrologie cu 3 ani înainte de a se înființa această secție. Doamna, de stânga cine este? Adriana Popovici, care niciodată nu vrea să fie fotografiată, și eu aici imaginea arată când... Stânga, cam în două ochelari. Păi da, aia sunt eu cu ochelari. Da, da, da. Așa? Nu vă recunoșteam, da. Da, era mai tânără. Da. Și știind cam cu ce sacrificii venea să te până la 10-12 noaptea și plecau nemâncați de aici. Deci aluzie la tinerii care sunt veșnic nemulțumiți. Noi n-aveam nici ce mânca. Nu ca acum că sunt cantine și restaurante, și sediul repartizat era cel mai prăpădit din universitate, corpul W, acum doar au rolacii mai stau acolo, lângă sediul poliției din Domneasta. Da, da, da. Și din această secție nenorocită am muncit cu iubire, cu dăruire, și am făcut frumos să fie în acea urățenie a spațiului, încât să ne simțim bine. Și am dus această secție până în anul 2004, când s-a înființat secția de muzică și în 2007 secția de pictură. Credeți că primele acreditări s-au făcut, am adus și o profesoară de actorie titulară, că altfel nu se putea, a venit doamna Ganeva, care venea în festivalul, era recunoscută, conferențiar la Sofia, fusese șefă de catedră la Sofia, dar mai fac oamenii și mișcări greșite în viață, a renunțat la poziție să plece în străinătate, în Canada, acolo n-a reușit, s-a întors, dar când s-a întors, bineînțeles că locul era ocupat, a acceptat să vină la noi tot conferențiar a rămas. Aceasta este diploma pe care dânsa ne-a adus-o din festival de la Kiev în 2010, împreună cu actualul decan. Deci datorită acestui spectacol al dânsei, cu doctorat la Sankt Petersburg, cu 5 ani de facultate, chemată de Lev Dodin, un mare regizor rus, să-i pună în scenă o piesă,
La Galați a fost pur și simplu călcat în picioare. Deci atâta umilință nu cred că ar fi putut să suporte un om. Dar a suportat stoic, o să mai vorbim despre ea. Fratele meu, care a înființat în 2008 când am venit eu șefă de catedră, bineînțeles, prima reparație a fost, aici sunt cărțile doamnei Ganeva, prima reparație a fost să-i dau doctor honoris causa doamnei Adriana Popoviș, considerând că datorită ei așa e corect și moral. Fratelui meu n-am putut să-i dau, că fiind de rudă, pe care a fost sufletul facultății și a rămas până la sfârșit, pentru că această facultate este copilul lui, ca să zic așa, spiritual și apoi masteratul, se vede acum în imagine, dar trebuie să fac această reparație morală, pentru că atâta umilință cât a putut să suporte un om în această facultate este greu, greu, greu de imaginat. Da, doamnă, a plecat? Opriți-vă. Ce înseamnă umilință? Ce a făcut oamenii ăștia care conduceau atunci facultatea? Erau supărați că se înființează... A, nu. Deci nu. O să dau acte așa. Deci primul document l-am arătat în anul 2000. Eu am zis cum ne-am înființat. Acum, într-un fel, sună laudă, dar n-am ce să fac, pentru că e posibil ca cei care ne ascultă să spună, păi, asta a venit cu freasul, dar cine e, ce face, ce drege, da? Deci am văzut că doamna Ganeva, cărțile care le-a publicat, am văzut titlul pe care l-a adus datorită dânsei de la Kiev și de la Burghausen din Germania. Ce a făcut? Păi, la un moment dat, o luăm de la coadă la cap, am avut un decan inginer mecanic. Da. Da? Într-o perioadă destul de recentă în care fratele meu care urmărea această activitate și a văzut că nu se mai fac, nu știu, ore, nu mai vin profesori competenți, n-au calitatea, în sfârșit, o bucătărie internă în care nu intrăm noi, că nu interesează pe nimeni, a făcut un plic în care i-a spus domnului decan dacă poate să-l primească în audiență, să discute cam ce ar trebui să facă, pentru că în situația asta deja în facultate e un cancer. Și șeful catedrei, care era de muzică și nu de teatru, adică nu că nu, eram și eu, dar la un moment dat s-au unit departamentele și a rămas numai cel de la muzică. Și din necunoaștere poți să greșești foarte multe ori, nu că vrei, ci că nu știi. Pentru acest cuvânt de cancerul facultății ne-am trezit după 3 luni cu toți chemați la comisia de etică și pus la colț, ca la tribunal. Acum să am explicat și atunci la Comisia de Etică, explic și acum. Pentru că am trecut prin această boală, am citit și știu ce înseamnă cancerul. Deci este generat de niște celule tinere, dezorganizate, care nu respectă regula organismului și care blochează sistemul imunitar și produc o tulburare în tot organismul, inundă organismul, blochează sistemul imunitar, ăla nu mai și timusul și ăla e paralizat, deci nu mai poate face nimic. Deci asta e cancerul, pentru care acum pot să spun că nu că doar secția de teatru e. Eu cred că este deja metastază. Este metastază pentru că s-a întors scara valorilor. Deci dacă noi profesori, după atâta muncă, am plecat, eu aruncată din spațiul în care am fost de 2 ori. A treia oară m-a salvat, îmi pare rău, trebuie să-l laud, să nu sune a politică, dar asta e, domnul Fetecău. Era singurul elegant, la care, ducându-mă, am spus, domnule, din sala mea de profesor universitar mi-o luați ca să faceți ce? Un laborator, un șef de lucrări, de la mecanic. Dar, domnule, dar mai sunt niște trepte de parcurs, una e teatru și alta e astea. Datorită intervenției dânsului, care are o eleganță, acum, să vă spun sincer, ar trebui să fie și profesori care îl votează la fel de eleganți ca să-l voteze. Că degeaba ești tu elegant dacă cei de sub tine nu sunt. Aici e problema. Datorită dânsului, am rămas în sală spunând, da, doamna profesor, nu se poate, aveți o vârstă, aveți un grad, aveți probleme de sănătate, nu se poate face așa ceva. Pentru că o altă dată când am fost, deja aflasem de boala în care mă căzuse peste mine, cu o foarte mare lipsă de eleganță, decanul de la teologie, care și avusese student la mine și pe care l-ajutasem foarte mult, când a aflat că sunt bolnavă, s-a dus cu decizie la rector
Mi-a luat sala și m-am trezit aruncată, neanunțată, că nu problema este decan că ție la teologie. Decan de la teologie, da. Iese că numele... Cu copil care a terminat actorie, nu vreau să-i dau numele, cine știe din universitate știe cum îl cheamă. Da. Așa. Frate de la teologie. Și m-am trezit și am spus, domnule, de la teologie, m-am dus și am spus în față, domn profesor, să nu aflați bârfe din jur. Vă spun în față, imposibil. Când ați aflat că eu poate nu mă mai întorc de la operație, să mă loviți în situația în care sunt și nici măcar să nu-mi spuneți, după ce v-am ajutat cu copilul, cu cât a fost posibil pentru mine să-l salvez, l-am avut student la teatru. Și lucrurile aruncate ca după al doilea război mondial. Documente predasem la kinetoterapie, niște, la engleză, niște lucrări superbe, predasem la medicină, niște lucrări superbe, pusesem studenții să facă medicină energetică, niște lucrări deosebite. Toate au dispărut, s-au aruncat toate. Deci am crezut că stau și plâng așa. Dar de ce? Aveau ceva cu dumneavoastră? Sau nu sunt... aveau cu mine, deci aveau interesul personal. Era un interesul personal și dacă Caragiale a murit, el n-a murit. Principiul, scoală-te tu ca să mă pun eu... Este veșnic. Era o sală frumoasă, elegantă și întâmplător pe coridorul teologiei, în care la noi la teatru am fi trebuit să facem sală studio cu specialiști, cu profesori, cu ceea ce s-a făcut ulterior, tot pe munca mea, într-un corp numit SB, în care nu pot să mă duc să mai mă apropie așa, cred că nu mai aș putea ține lacrimile. Din profesor de engleză neexperimentat în nimic, am adus specialiști, am adus cât m-am priceput eu ca să fac o sală de spectacol, se numește sala studio, cu gradene, cu tot, cu pereți, cum se pune mochetă pe pereți, așa se face, oricum niște cheltuieli semnificative, ca să avem independență față de teatru muzical și teatru dramatic și studenții să poată lucra. Ei bine, acum să știți că această sală nu mai există. S-au desfințat. Întrebarea mea este oare de ce domnul Georgescu a aprobat așa ceva? Poate aceasta fi. Este sala Dacă studio. Dau eu răspuns. Aceasta este sala studio în care copiii se duceau, că asta e viața lor, teatru. Deci nu mai e. Și gradene și aparatură și tot. Deci nu mai e nimic. Acolo e o sală normală așa cum a fost. Îți spune cine cred că a desfințat-o. Dar nu greșesc deloc. Directorul domnul Niță la teatru la muzical, care este un tip care și predă, am înțeles, la universitate. Este decan după trei mandate. Da, de trei mandate. Păi bine, mă, decanule, tu așa te compoți cu deci, facultatea unde o păstorești. Eu nu vreau să dau nume. Lăsați-mă, doamnă, că am o problemă personală cu domnița. Ar trebui să plece din ambele facultăți, din ambele locuri de muncă. Adică decan și de unde e sala? Ce ai făcut cu ea? De ce ai renunțat? Ca să apelezi la teatru, nu? Da. Să sperăm că reușim acum. Iar a doua sală. Sperăm că reușim acum să renunțăm, să votați altfel. Deci aici e problema. Că eu nu vreau să dau nimeni și e urât să îți critici foștii șefi, dar atenție și pentru cine va veni în continuare. Chiar dacă nu ești tu vinovat, ai pactizat, ai acceptat, ai făcut compromisul, ești la fel de vinovat. A doua sală a fost făcută tot de masterat de fratele meu în 3 săptămâni la sediu din Carnabel. De obicei la un ATC când cineva face o sală sau funcționează acolo, se pune numele profesorilor. Puteți să faceți un sondaj, nimeni nu mai știe acum în Facultatea de Arte că datorită nouă își iau salariile, ființează și cineva s-a sacrificat aici. În 3 săptămâni s-a făcut o sală de spectacol pe toată ideea lui, pe proiectele lui. Dumnezeu să-l ierte pe domnul rector Bârsan, a fost foarte deschis să accepte să meargă pe mâna lui, a fost deschis să facă masterat de teatru muzical, a fost deschis să se unească cu Beijinul, deci o chestie absolut, a riscat enorm și a câștigat. Deci această sală, după 3 săptămâni, a venit ambasadoarea Chinei de la București, s-a lansat masterat de teatru muzical la Galați, bineînțeles odată cu sala, cu mulți studenți, cu profesori, cu China adusă la Galați. Poate că mulți nu știu așa ceva. Cea mai mare academie de teatru din Beijing, de 3.000 de studenți, a făcut acest contract datorită fratelui meu care era profesor de onoare în acea academie, dar profesor de onoare știți cum e în China? Nu îi dai o distincție pe o pernuță și eu mai pui la mormântare. Deci acolo te duci, predai, te verifică. Predând curs de Shakespeare, de exemplu, ulterior am aflat eu, a trimis specialiști la Londra
Și după aceea l-au analizat la ore, au cerut carte, au cerut curs, l-au asistat și după ce și-au dat seama că cu adevărat este competent pentru nivelul lor, l-au primit. 11 ani a predat acolo profesor de onoare. A primit titlul de zidul chinezesc, care s-au dat 15 astfel de diplome, de medalii pentru cei din exteriorul Chinei care propagă cultura chineză în lume. Este singurul european. N-a mai primit nimeni această distincție. Deci nu o spun intenționat, adică o spun intenționat. Și cum a plecat? Deci a plecat din universitate, ca să nu mai spun aici doamna Ganeva, în Germania, la Burghausen, acesta este David Esrick, directorul Academiei de Teatru Anator, parcă se numește, da, a făcut facultatea în București, s-a stabilit în Germania, dânsa a predat și acolo, a avut un curs, colaborarea a făcut-o fratele meu cu acest profesor, în felul acesta. Și în partea stângă se vede Elena Belciu, secretara Catedrei UNESCO de Teatru, o fată excepțională, o traducătoare de excepție, care a avut ambiția să facă și ea masteratul acesta de teatru muzical. Sunt 37 de absolvenți la Galați din toată Europa. Nu mai există așa ceva. Ce s-a întâmplat cu acest masterat? Aici, fratele meu, deci știți cum e acolo, acel înalt este rectorul, cel din stânga, cel mai mic, era prorectorul și undeva în dreapta sunt și eu, invitată de prorector. De ce? Pentru că o delegație de 50 de studenți cu profesori la Sinaia, eu m-am ocupat de ei, fiind delegație foarte mare, fratele a spus, nu pot la nivel UNESCO să pun un student. Și pentru că au fost mulțumiți de cum s-au simțit în România, la finalul celor două săptămâni, a spus, mi-am anunțat președintele, o voi invita pe sora dumneavoastră în China două săptămâni pe banii noștri, pentru că ne-a făcut să ne simțim în România ca la noi acasă. Și așa am fost eu în China. Acolo am fost raportor, acolo am fost și interpret, am fost de toate. Asta aluzie la tinerii care obosesc foarte repede când fac ceva. Deci se muncea în teatru de dimineață până seara. Cum a plecat fratele meu din universitate? Pus la gazeta de perete alături de studenți, la vizier, de către șeful catedrei, profesor de muzică, așa, în care s-a spus profesorul Dumitriu nu mai are ce căuta în universitatea din Galați. Așa s-a scris? Da. Și dacă nu, eu mint, să sune în emisiune cine vrea. Așa, s-a anulat masteratul de teatru muzical cu toți studenții. Nu mai avem la Galați așa ceva? Nu, le-a închis pe toate, l-a dat afară. Oare domnul Georgescu, care îl cunoaște de când era student, n-a putut interveni să facă această reparație morală, că era conducător? Ne-am dus la Comisia de Etică. Este și de ce? Teatru? De ce a fost pus din și dat afară? Este teatru? Banul? Cum? Din teatru iese banul? Păi sigur că iese. Păi dacă iese folosesc studenții de la facultate... Iese mic. Dacă folosesc studenții de la facultate pe care nu-i plătești, este una rea Mihaela Dumitriu, care nu-i lasă să plece de la cursuri, pentru că au venit să învețe și ei ceva, și tu faci spectacol finanțat de primărie sau mai știu eu de cine, sigur că spectacolele se plătesc. Da, dar nu sunt sumele fabuloase când deci nu e vorba, un proiect de milioane de euro și împaci așa ceva și nu sunt. Și te duci la zeci de milioane așa pe ceva pe nu mână, sunt, la dar salariu la, și alte chestii. Nu e interesat, n-am treabă cu cultura. S-a pus problema de supraviețuire. Deci am trăit momente grele de supraviețuire, festivalurile s-au făcut greu. Pe ajutorul fratelui meu, că venea cu Catedra UNESCO, dar până la Șendreni, rest trebuia să mă descurc eu cu finanțările, dumneavoastră știți cum e cu sponsorizările. Pe această cale nu pot să nu-mi aduc cu plăcere aminte de cei care m-au ajutat și m-au finanțat. Inginerul Gheorghe Antistescu de la Brăila a fost aici pe la Galați, la Navrom. Directorul Borș de la Combinat. Mai era un domn Mangale, Corneliu Mangale, nu știu cine era, candidat la un moment dat la primărie. Și m-am dus și dând bani, așa cum faceți dumneavoastră câteodată. Eu sunt om de afaceri, sunt om de făcut bani. Dumneavoastră, de ce să dau eu bani pentru teatru? Atunci inspirația mea, îngerașul meu, mi-a șoptit și am spus, zic, pentru că dumneavoastră, dacă nu învățați să muri, să visați, veți muri cu bani cu tot. La care el mi-a spus, uite, chestia asta îmi place și îți voi da bani. Mâine vin după ei, da cât? Cât ai scris acolo, atât ați dau.
Cine a zis asta? Corneliu Mangale. Nu știu ce este, Mangale ce mai este. Mangale este un inginer, campion mondial la foto, la aeromodele, navomodele, adică inteligență maximă, așa, un om foarte citit, cult, cu un caracter să mărite Dumnezeu. Asta e viața, nu deci le poți nu avea știu. Pe toate. Dar uite că avea și pulseul de asta de deci asta știu, de atâta știu că și la domnul Bravo director lui. Borș, așa foarte multe icoane am văzut. Eu nu știu cât e de bine sau de mai puțin simpatizat în combinat, eu spun ce am pățit eu. Deci a fost nimeni foarte, perfect, foarte domn cu mine și cu ce am nimeni rămas... Perfect, nici nu e perfect. Perfect. Și am rămas cu o amintire frumoasă în care mi-a cerut, m-a întrebat câți bani să vă dau. Zic, nu știu, domnul director, cât considerați dumneavoastră. El mi-a spus un lucru foarte frumos, vreau să-l spun în emisiune să-l afle. Și a spus, doamnă dragă, eu sunt om de țară. Și la noi țăranii când ajută, ori dau o pâine, ori nu dau deloc, nu dau doar un colț. Dacă ai venit la ușa mea și bați, îmi spui cât ai nevoie. M-a ajutat, nu mi-a venit să cred. Bine, nu pot să spun, încă o dată revin la domnul inginer Antistescu, care el, de câte ori am bătut la ușa lui, și la fel inginerul Jean Stroie de la firma Nastis, care m-a susținut, și Dumnezeu să-l ierte domnul Dumitru Nicolae, care a susținut primul festival. Era primar sau era... Era primar și o amintire urâtă, dar care și asta trebuie spusă, pentru că era târziu și n-aveam bani, a spus, domnule, bani nu avem să vă dăm, dar vă voi da sediu teatrului muzical, sala pentru spectacol, venea Olga Tudorache cu Regina Mamă. Da. O să dăm pelicula să vadă și publicul, deși mai de mult, 2008, cine a fost Olga Tudorache, și o să dăm și doctor honoris causa ca să se vadă ce însemna, deci cel mai înalt titlu universitar. În toată țara o Olga Tudorache. Da, bun. Atunci, pot să vă spun ce a pățit la Galați? Da. Deci domnul director al teatrului muzical de atunci nu i-a permis să intre în spectacol, a ținut-o. Păi cine era înaintea domnului Niță? Melinte. Ați văzut că ați ghicit. Da? Mason. Deci, nu știu ce era. Mason. Deci știți ce? Pentru faptul că dar el... Dar mason de ăsta a pregăjit. Nu știu. Căpat. Eu nu spun de o că ce... loja masonilor din Galați, unde sunt, dacă vrei să fii incompetent, pac, bagă de acolo. Și deci eu nu pot să spun decât adevărul, că vreau în fața lui Dumnezeu să fiu corectă. Deci vă puteți imagina că m-am dus la Manila cu fratele, cu spectacolul Regina Mamă, și ambasada română stătea la rând să o aștepte, să o îmbrățișeze, să o felicite, să o simtă, să e Olga Tudorache la Manila, o vedem noi. Iar la Galați a fost adusă de fratele meu, că nu venea altfel, o să se vadă și în film, că el o aduce, el o aduce. Așa, și aici spune că eu vreau bani pentru locurile care nu mi s-au dat pentru invitații. Și am zis, domnule, sala e dată cadou de primărie, nu mă interesează, a oprit spectacolul. Cine a zis asta? Excelente. A trebuit să sun la prefect, pe atunci domnul Victor Dobre, și mulțumesc pe această cale, și la domnul rector de atunci, Viorel Mânzu, ca să deblocheze, a trebuit să stau la intrare lângă cei care compostau biletele ca să poată să intre, ca oprit spectacolul. Încât Olga Tudorache a spus, nu mai am nevoie nici de florile voastre, care să le dau la sfârșitul spectacolului, pentru atâta umilință pe care am trăit-o la Galați. Și atunci, dumneavoastră, ce spuneți? Cum să facem cu Galațiu? Încă o carte pe care trebuie să o spun și pe asta, am adus-o aici, se numește Alexandru Galin, care am scos-o împreună cu fratele meu. Este un mare... mare dramaturg evreu, rus, dar care trăiește în Statele Unite, este foarte în vogă. Logic. Poftim? Deci logic. Da. Să fie evreu rus care trăiește în Statele Unite, e la modă. Bun. Deci, dar un om deosebit, foarte plăcut. La un moment dat, ca un copil, se vă povestesc o întâmplare, deci este renumit acest... și vine invitat la festivalul... organizat de Catedra UNESCO la Sinaia și îi spune fratele meu, Corneliu, știi, să-ți spun de ce am venit. Am venit că m-ai invitat și trebuia să răspund, dar mai am o rugăminte la tine. Tatăl meu este evreu de origine română și m-a rugat înainte de a muri să nu mor până nu mă voi duce în țara lui și să-i văd orașul lui natal. Da, domnul Gali, sigur, unde este în România? La Galați. La Galați? Păi noi suntem doi gălățeni. Vă dați seama, l-a luat, l-a îmbrățișat, da. A venit cu mine la Galați, era ca un copil în mașină în care spunea, și cum e Galațiu, e șes, e deal, și cum e asta? L-am dus la sinagogă și zice că aș dori să pun în scenă o piesă fără bani în memoria tatălui meu. La Galați.
Dar unde să-l duc? Pentru că dacă mă duceam, bineînțeles că nimeni nu accepta. Așa cum n-a acceptat-o nici la teatru dramatic vreodată pe doamna Maria Ganeva, conferențiar cu facultate la Sankt Petersburg. Deși acum sunt și fost studenți, bineînțeles, talentați, dar încă copii până în 30 de ani, care pot fi regizori. Pentru ea n-a fost loc. Deci pentru acest mare Alexandru Galin, care putea să facă din acest Galați ceva. Dacă aveți, aveți puțin apă și odihniți-vă, că vă când faceți emisiuni cu mine, nu beți apă deloc. Da. Și dacă vă las să vorbiți, aveți impresia că sunteți la un curs și îl țineți către studenți, dialogul dispare, emisiunea TV nu sunt așa. Dar vreau să subliniez, nu e prima dată când fac chestia asta și nu e prima întâmplare pe care o ascult despre Galați. Și înainte, și între cele două războaie mondiale, Galați a dat niște artiști, niște savanți, niște oameni excepționali din, pe toate paliere. Mulți dintre ei au fost evrei. Brăila a avut 13.000 de evrei în telefonul. Mesaj închis. Da, a avut 13.000, după ce a plecat asta 13.000, se vede cum arată Brăila acum. Nu înțeleg de ce, pe de o parte, calitatea asta colosală a unor oameni care fac o cultură cu totul și cu totul extraordinară și pe de altă parte rezistența răului împotriva și a talentului, dar și a filmării. Cineva în lume, dacă ne uităm la toată istoria, lume vine, nu știu ce, acum vine Imperiul Persan. Așa vine mie, mă aminte, clipa de față. I-a rămas ce au făcut ca istorie. Ce cultură au avut. Construcții fantastice au făcut, n-au rămas cu poveștile de amor, cu astea au rămas. Cultura, sportul, lucrurile astea care impresionează, cultura este sportul minții, e, cu totul. Nu îmi explic de ce se face atât de puțin pentru cultura gălățeană astăzi. De ce oamenii care sunt, nu o să dezvină, doamne, sunt oameni răi, sunt oameni care n-au întindere intelectuală, care nu citesc o carte, care n-au valoare, care nu pricep absolut nimic. Îi văd cum vorbesc, sunt agramați, sunt analfabeți, nu funcțional, analfabeți pur și simplu, n-au nicio treabă, n-au imaginație. Cititul unei cărți îți dezvoltă imaginația. Ești om, nu pentru că vorbești și cuvinte și folosești, pentru că ai imaginație, pentru că visezi. Cultura te face să visezi. Visul te duce în altă lume care există. Dar ei sunt atât de plăși că nu știu. Și nu e prima dată când aud povestea. Asta, povestea la facultății, habar nu avem. Am crezut că s-a făcut cu entuziasm, că a fost... Cu entuziasmul fratelui meu. Da. S-a făcut. Dar ca să aibă atâtea obstacole, ca să aibă atâtea piedici, atâtea nenorociri, n-am știut. În schimb, am știut ce s-a întâmplat pe la teatru muzical, știu și acum, aproape tot. Ce se întâmplă pe la teatru dramatic, știu și acum și tot aproape tot, am auzit mai nou că la teatru dramatic, actorii între ei se salută, nu cu salut, cu asta, ci cu B, înțelegeți? Cu Behăit, de la piesa aia de teatru pe care au pus-o în scenă și care se joacă și acum, în care Behăit, se Behăit, ăsta e cuvântul care se transmite, cuvântul, nu știu, a țapului, a oi, habar n-am, subcultură. Și ăștia săraci, pentru că atât ar pot să-și permită în rezistența lor, în fața inculturii, când se salută între ei ca prieteni, spun BE. Da, continuație, deci, ce să spun, ca să reparăm această structură așa, cu acest domn Galin, fratele meu s-a oferit să scrie o carte despre el, a fost foarte impresionat, ne-a dat dreptul de autor ca să traducem niște piese unice în România, nu există decât aici. Aprobate de el și, bineînțeles, foarte impresionat, cu ochii în lacrimi, nu mai am acel interviu cu s-a pierdut din telefon, a spus: din acest moment, Corneliu, consider că am un frate în România, pentru că ai făcut pentru mine și pentru această imagine pe care i-am reparat-o în țara de origine a tatălui lui. Iar în privința teatrului dramatic, n-aș vrea să mai pun, știți, gaz peste foc, pentru că, în general, eu respect și partea pozitivă a tuturor conducătorilor și a directorului teatrului, dar cum a ajuns profesor la Universitatea din Galați, pentru că a ajuns așa, bineînțeles, eu am fost scoasă din comisie, doamna Ganeva, singurul actor, regizor, scoasă din comisie și băgat în comisie inginerul mecanic care era decanul Facultății de Arte.
Cum îl cheamă? Nu vreau să dau nume. Cine știe, deci aveam știe. Decanul facultății de artă. De teatru, da. Inginer mecanic, da. Nu scriitor, nu pictor, nu, inginer artist, mecanic, nu mecanic. Care inginer mecanic ne-a trimis la comisia de etică, care inginer mecanic i-a luat doamnei Ganeva clasa ultimii 3 ani de stat la Galați, după 4 promoții, că am văzut pe film clasele dânsei, i-a luat disciplina de bază pe care i-a dat concurs, adică venind regisoare la așa o talie. Din Bulgaria. Din Bulgaria, făcea câte 16 ore în avete. Și asta mai e? Cine? Inginerul. Mecanic. Nu, el a plecat, pentru că el era pus în față că erau alții. Unde a plecat? La pensie, erau alții în spate. Deci el, când îi vine poștașul, el nu era, el, așa. Ce simte el când ia pensia? Păi ce simte când se gândește că ne-a trimis la comisia de etică și ne-a umilit împreună cu studenții care au vrut să fie verticale. Și au spus, doamne, noi nu mințim. Eu suntem alături de dumneavoastră că nu mințim. Printre care Vlad Vasile, printre care Gabriela Lovin, care e doar la singura cu masterat de teatrologie la un ATC din Galați, e la Casa de Bilete. E la Casa de Bilete? E la Casa de Bilete. Când vinde bilete? Da. La teatru? Da. Cu facultate de teatru făcută la Galați și masterat de teatrologie singura. Care ai. N-are talent sau cum? Ba da, dar trebuie să fii în grup, în gașcă, cum să spune. Cel de gașcă? Nu știu. Trebuie să placă cuiva de tine. Actorii sunt și ei cu facultate sau au da, alte? Sunt toți, da, cu majoritatea de la Galați. Am înțeles. Da. Sau, mă rog, ce să spun, un alt asistent care după 12 ani, bineînțeles, își dădea doctoratul, nu putea să, nu reușise să așa, dar pentru că a supărat anumite persoane, a plecat, a fost dat afară, pentru că n-are doctorat, dar în schimb au venit alții care n-aveau nici masterat. Dar nu avea mai multă valoare. Deci acum vin și întreb din nou, sigur, eu nu dau cu parul, că decan, că ce, dar domnul rector când a aprobat statele de funcții n-a văzut acolo? Că acela n-are nici măcar... Cine mecanicul? Acela a fost decan. Decan a fost decan. Pus de pus... Da, vă referiți la rector pe universitate, da. Mă refer pe universitate. Toate statele de funcții se aprobă undeva. Cine și... era rector atunci? Păi cine era? Georgescu? Păi da. Dumneavoastră aveți pretenții la Georgescu? Eu n-am nicio, eu aveam pretenții și pentru care recunosc că m-am rugat și cu tot grupul meu de prieteni, sincer. Și doamne, eu când mă rog, m-am bătut pentru el. Am vorbit la televizor și am zis că este pentru că este inteligent, pentru că are o brumă de cultură mai mult, dar este dinamic, știe cum să conducă, să administreze. Înțelegeți? Deci el este o valoare, nu putem să spunem da, că nu e. Dar este un caracter deci, cum n-am putut să-mi închipui. Deci de student? E securist de modă veche. Nu știu, de asta nu mă pricep eu. Nu, dar securitatea e altceva, nu mă refer la organe respective, că la modă veche securitatea era extraordinar de bine orientată, ca fizic, ca tot ce vrei. Da. Dar vreau să spun că practic de aici am vrut să pornesc. Când a văzut așa, mă rog, o mascaradă cu cele 20 de voturi, personal nu cred și nici nu cred că e vina dânsului că nu s-a dus el să caute voturi, dar câte eu vă voi dezvălui altceva. Deci. Mai am puțin? 10 minute. Da. Deci știți cum a câștigat domnul Georgescu rectoratul? La 20 de voturi. Pe rugăciune. Pe rugăciunea lui Dumnezeu. Care i-a dat un gir. Dar a uitat să mulțumească și a uitat că acel gir era de la Dumnezeu. Pentru că eu nu sunt decât un canal și toți prietenii mei am ridicat o rugăciune către Dumnezeu. Doamne, să ne trimeată un conducător bun, pentru că depinde de noi. Depindem de dânsul. A pierdut girul la Dumnezeu, nu la justiția aceasta, justiția de sus, pentru că acum cu exact 20 de voturi el a retras Dumnezeu. Nu că nu-i de competența unui rector să se ducă să caute la cacul sau de astea, sunt prostii. Este semn de la Dumnezeu. Deci acolo nu a luat examenul la Dumnezeu, a uitat să mulțumească și mai ales când porunca 5 ani de calog este să respecti pe tatăl tău și pe mama ta da, ca să ai viață lungă. Credeți că domnul Georgescu... Păi când întorci grila, când, nu știu, deci când tu dai salarii diferențiat asistent, lector și pe profesor și conferențiar îi sancționezi la bani, deci asta dai seama că îi umilești. Deci știți cum se pleacă din universitate și să mă contrazică cineva dacă nu. Ori cu boli de cancer, ori cu infarturi, ori cu îmbătrâniți înainte de vreme, ori cu căsnicii ratate, ori cu copii de... Pentru că este o muncă istovitoare. Și pentru că... un profesor trebuie să facă tot felul de lucrări de cercetare la reviste internaționale, dar alea se plătesc în valută.
Deci când oamenii spun, băi, dar lasă că le-a, că mai mai ai, lasă că le ajung profesorilor cât au bani. Da, numai că profesorii și-au distrus sănătatea să ajungă acolo și el trebuie să se ducă la revista de, internațională, că dacă nu ești niciun nume, nu te primește nimeni. Și toate sunt pe bani grei. Toate revistele internaționale sunt pe bani. Ca să mai vorbesc de grilă, grila de autoevaluare, care știți cum e, eu ca să pregătesc o emisiune la dumneavoastră, probabil că se vede și hârtiile, că eu nu vin nepregătită, eu vin ca la școală. Cel puțin o săptămână, două sau chiar trei. Știți cât îți dă grila de astea? Un singur punct. Atât îți dă. Da. O emisiune la televizor sau ceva, îți acord un singur punct. Am mai atras atenția, n-a schimbat-o nimeni. O grilă, păi cum să faci? Când tu nu ai laboratoare, n-ai dotări, n-ai bani, cel puțin la teatru. Eram vai de noi, copiii n-aveau nici ce mânca. O să vedeți ce promoție, singura promoție, cei mai amărâți ai doamnei Ganeva, care au făcut totuși întâlnirea de la 10 ani, aveau 15 lei ca să-și facă, să dea de mâncare, să-și facă și eu un spectacol, o dară un restaurant. Cum să te duci? Eu m-aș fi dus la conducerea de atunci. Nu te ajută nimeni. Nu te ajută nimeni. Copiii care stăteau de dimineață până seara, să vă mai spun și asta, că acum mi-aduc aminte. Au avut noroc, că îi dădeam în cap, în gură, deci ziceau dinții pe pereți. Deci stăteam lângă catedrală. M-am dus cu intervenții. Cum adică nu mai știu, statea ta, deci, ce ți-a făcut mama ta, da, până la urmă, proprietar, răspunsul asta, a fost, pac, și gata. Cum am stat fără teatru până acum, stăm și de acum încolo. Da? Da. Așa a zis? Da. A zis Georgescu asta? Nu Georgescu, nu. Mai de mult. Mai de mult. Da. Deci știți cum erau studenți care n-aveau ce mânca și mi-era milă de ei și m-am dus la Preasfințitul și a aprobat dânsul și la cantina săracilor de la catedrală mai mâncau și ei prânzul. De la teatru? Da. La cantina săracilor? Da, nu mai zic. Acolo unde se dădea, unde mâncau preoții și ce mai mâncau. Asta a fost într-un an, după aceea n-am mai reușit. Pentru că erau eu mai răzbătătoare și pentru că stăm cu ei așa zi de zi și... Inclusiv doamna Ganeva, mâncam de dimineață până seara la 12 noapte. Eu de obicei nu mănânc aripi de pasăre. Venise dânsa din Sofia și pusese la început, că după aia a venit titularul, un spectacol, era unul noaptea, tot închis. Și a spus, domnule, s-ar putea la studenți acolo să fie o chioși din asta. O duș a venit la 1:30 doar cu aripi. Atâta. Am mâncat toți la aripile alea, nu ne-am uitat că ne place sau că nu ne place. Deci, dragi studenți, care acum faceți nazuri și care nu sunteți mulțumiți că domnul Bârsan, Dumnezeu să ierte, le-a făcut o cantină cu prețuri modice, unde nu cred că există în România ce le-a făcut, și cu prețuri ieftine. Și domnule asistenți universitari și lectori care nu sunt mulțumiți de salarii și se uită la gradele mari, noi am pornit cu un salariu ca să facă în comparație pe atunci când aveam cât consuma, hai să nu spun un medic, un intelectual cu bani, pe lună pentru țigări, aveam noi salariu. Și nu ne-am mai plâns. Și nu ne-am mai plâns nici sub Ceaușescu și nici atunci. Și nu exista și la Iceprunav unde lucram să-ți spună directorul să faci ceva și tu să nu faci. Și luai acasă și munceai noaptea și nu puteai să spui, eu sunt în weekend, îmi pare rău, nu mai pot să te ajut, am de tras o țigară. Deci astea sunt mofturi și mofturile se plătesc. Deci să-i mai spun domnului Georgescu că i-am spus-o și personal. De ce nu faceți voluntariat? Nu se poate mișca un student. A spus că nu se poate. Și zic, domnule, dar cum nu se poate? Pentru că la noi a venit student din America în festival la Sinaia și a spus, domnul director, fratele meu, nu puteți să mă luați să lucrez și eu ceva aici ca să-mi dați hârtie că am făcut voluntariat, că nu mă pot înscrie în anul următor în America fără să fac dovada că am muncit undeva. Deci cum e cu America, care spune că e țară capitalistă, dar îi pune la muncă. Noi suntem vai de noi, dar nu putem să mișcăm un pai. Nu poți să deranjezi un student să dea cu mătura, păi să vă spun eu cum cine dădea. Dădea doamna Ganeva și ca să facă decorurile, că avea nevoie de pălării, de cutare, de nu știu ce, le căra ea. Pentru că tehnicianul care fusese dat și aprobat de domnul Bursan, Dumnezeu să-l ierte, la dorința fratelui meu, fusese luat de domnul decan de la arte, care să-l facă și pe șeful de catedră, să fie poștașul lui să-i facă normele, să ducă semnături. E adevărat, era nevoie. Unde e secția de teatru? A dispărut. Unde e sala? A dispărut. Tehnicianul a dispărut. Da, a doua sală mai e? A doua mai este, da. Cea făcută de fratele meu, cea care am făcut-o eu. Adică e pentru anii 1-3 ani și asta era pentru masterat. Desfințându-se masteratul, a rămas doar o singură sală. A dispărut, nu? Dar putea, da, bineînțeles, nu poți să-i deranjezi. Dar și de ce a dispărut? Nu știu.
Păi dacă se duc alții voluntari, s-ar putea să pună și problema, dar de ce-i să luare o halul ăsta? E al mai mic un pic și mai fă și o parte din ori voluntar, domnul pentru că eu profesor le... prim, decan, rector și așa mai departe. Nu și puteam atunci, să chem studenții e... să mă ajute cu ceva, nu zic că nu erau, erau foarte buni dăruitori, dar mă blocați cu timpul. Pentru că spunea, domnule, dar mie ce-mi iese din asta? Și a spus, dragă, deci tu stai pe lângă mine, vezi meserie de la mine și tot eu să te plătesc? Păi altă dată venea un om de la țară și spunea, ba de Gheorghe, ia și copilul meu, uite, ți-am adus niște lapte, ai grijă și dă-i, pune-i o meserie în mână. Acum ai pui meseria în mână și totul trebuie să plătești. Dar de ce? Nu că nu vor ei. Pentru că de acasă nu li s-a zis, la facultate nu li s-a zis, sunt super stresați, super ocupați și n-au timp. Pentru că n-au bani, trebuie să lucreze, să facă colaborări ca să supraviețuiască. Au o viață foarte grea. Am avut niște studenți foarte buni și suntem foarte mândri de ce am, de ce am produs la Galați, pentru că Adrian Nour, acela de care ați auzit că a luat tot felul de concursuri, da, a terminat la Galați, așa, domnul Florin Toma, care nu zic că nu este un om bine pregătit, directorul Teatrului Dramatic, Oana Pisaroglu, am avem la Teatru din Tulcea, directorul adjunct al Teatrului din Tulcea este tot absolvent de la Galați, Victoria Dicu, studentă tot de la Galați, care este la Teatru Național, Vlad Matei Așder, care este la Teatru Dramatic, este tot de la noi, Daniela Lăcrămioara Nistor, profesoară de actorie la Liceul de Artă, este tot de la noi, Irina Leancă Naum este la Tulcea, Victor Mihăilescu a preluat ca norma mea de teoretice la facultate, Petronela Buda este în Teatru Dramatic, Horghidan este prodecanul nostru acum. A fost și angajat la mine, Horghidan. Da. Nu, el este excelent. Un băiat foarte bun. Da, este un băiat bun. Nu, nimeni nu neagă lucrurile acestea, dar nu e normal. Cum să iei tu clasa lui Ganeva în ultimii 3 ani și să fie șef de astea, aceleași profesori, Horghidan și cu Florin Toma. Și să faci două clase. Practic, nu zic că nu-s buni. Băi, dar frate, nici n-ai venit încă, adică altă dată pe vremea asta făceai ucenicie la cineva. Acum vii pe, nu că vii pe picior de egalitate cu ăla, dar o și dai deoparte, așezi tu pe două clase. Și ultimii 3 ani a plecat cum? Plecând cu cursa la Casa de Cultură a Sindicatelor, din respect, condusă doar de mine și de fratele meu. Fără un mulțumesc, fără o floare, ca să nu zic și eu la fel. Deci scoasă când cu COVID-ul din sală, m-am trezit că nu mai am sală. Dom'le, dar nu era normal să-mi spune, să-mi iau din lucruri. M-am mutat la etajul 2 pe Carnabel, ca după al doilea război mondial, erau lucrurile acolo, iar din facultate doar secretara mi-a spus, doamnă, vă mulțumim, la revedere. Deci ăsta este Galațiu, cu durere o spun, și dacă vor să înțeleagă că nu o spun ca și critică, ci o spun dacă se poate repara ceva, pentru că dacă tu faci așa cu toți profesorii și de la alte facultăți, plata cu ora din normă de asistent, păi cine-ți mai vine? În comisii de etică pui pe X, pe Y, pe Z că trebuie să intre nu știu cine. Păi credeți că oamenii care au o valoare și care au o demnitate fac compromisuri? De ce le trebuie schimbat, Georgescu, trebuie blocat. Trebuie blocat nu pentru și... că ar fi, pentru că nu are treabă cu Dumnezeu, cu conștiința, cu tot pauză. Deci, eu nu vreau să dau în dânsul, nu, dar... Da, nu dați, că da, dau eu până când sale sângele pe pereți, pentru că nu e universitatea nici a mea, nici a lui. Aici e problema. Și facem cum zicea Ștefan cel Mare, nu știu dacă a zis Ștefan cel Mare, dar Ștefan de la Barbă, de la Vlance, a zis treaba asta și a găsit-o extraordinar, că Moldova nu e a mea și nu o să fie nici a copilor. Deci rugăciunea mea și sinceritatea mea a fost, votul ai o încurcătură, o prostie, semn de la Dumnezeu, Dumnezeu i-a luat voturile înapoi care le-a dat atunci. I-a dat un gir, a pierdut girul. Pauză.
Doamna Mihaela Dumitriu, profesor de teatru, dacă eu așa știu bine. Istoria teatrului universal istoria și teatru românesc, da. Cu doctorat cu tot ce trebuie, profesor universitar cu gradele luate la zi, discută despre cultură. Când discutăm despre cultură, discutăm despre suflet. Dacă ne lepădăm de cultură, ne lepădăm de suflet. Suntem pur și simplu bogați, în primul rând, cu sufletul, cu inima, cu mintea, cu trupul și după aceea cu banii. Idioții ăștia din ziua de astăzi cred că banul este principala bogăție. Au foarte mulți bani. Mulți. În 90 eram cel mai bogat om din galație. Aveam pe 70 de milioane de dolari. Aveam în fiecare mare oraș Târgu Bujor, că asta este, da? Tecuciu, Galațiu și în câteva comune deosebite 45 de hectare intravilan care vă lua peste 20 de milioane de dolari atunci. 2000 de hectare pe care mi le-a furat Băilă de la Blateș Put, mare golan și ăla. Sunt mă de-am judecată, eu de-abia l-aștept, dar nu mă dă păcătaci tot timpul. Merge mai departe. Și-am dat tot. Și am rămas cu o sumă mică, care nu era chiar mică, câteva milioane de euro, cu care am zis trăiesc până la deci bătănețe. Și a venit un italian și cu un derbedeu din Galați, protejat greu de tot, și m-au băgat în colaps. Mă, dar a rămas cu mintea. A rămas cu trăirea, cu sensibilitatea, cu cărțile mele, care sunt acum 16, pe care vreau să le fac, și cea mai tare carte care va fi de senzație, la vreo 3000 de pagini, este ce mi s-a întâmplat în procese. Și nu vă fi literatură, ce voi spune, judecătorul Popescu cu doamna, sau Hanu, de exemplu, asta o mare jale a culturii, a justiției românești. Doamna, cum au dat sentințele, cum au făcut, ce au luat, ce au luat, nu știu și unde au luat. Ei, noi vorbim de cultură pentru că mi este foarte drag acest cuvânt, da? Iar teatru, gândiți-vă că noi ne rodăm și acum cu marii noștri actori de teatru și de film, într-un mod uitor ne rodăm cu ei. A trebuit să ne aducem aminte și de niște scriitori fantastici pe care i-a avut domnul. Zaharia Stancu, de exemplu. Știți poezia aia care vă place odată, am ucis o pasăre. Nu știu de ce, în fine. Nu vreau să fac versuri acum. Așa că doamna Mihaela Dumitriu ne continuă saga uritoare a înființării facultății de mare succes pentru Universitatea Dunării de Jos să facă facultatea de teatru, mare de tot că așa cum a putut la a acceptat că putea să refuze ideea pe un colectiv superb care a muncit zi și noapte. Multe, multe lucruri de sacrificiu, dar nu asta a contat. Nici faptul să spunem că nu le-au zis bună ziua, nici faptul că le-au dat cu șutul în fund și au trimis asta, nici pe aia. Să zicem că așa e român în momentul de față, ticălos, arogant, trufaș, grobiat. Păi contează că Dumnezeu toate astea le notează undeva. Și mamă, mamă, și mamă, mamă, și tată, tată, când vine ziua de plată, nu mai decât pe pământ, că vine și pe pământ. Mergem mai departe deci, cu povestea. De asta eu obișnuiam să le spun la studenți. Dragilor, iubește și fă ce vrei. Preferi și tu, Augustina. Iubește și fă ce vrei, că atunci când iubești nu poți face rău. Dar să vă duceți viețile treaba voastră cum, dar să te poți uita în ochii Maicii Domnului oricând, Mântuitorul Iisus. Ei, nu mai faci ce vrei dacă vrei să te uiți în ochii Maicii. Aici e problema. Deci dacă vrei să te corectezi, e treaba ta ce faci. Dar momentul de întoarcere este, e sincer, ai ceva să-ți reproșezi, pentru că în momentul în care noi am făcut și fratele meu și eu, e greu să vorbesc despre el că e frate, dar trebuie să fac această reparație morală, de dragul studenților. Deci îi veneau așa cu sufletele deschise, atât de doritor să învețe, atât de iubitori, sugative. Și de dragul lor trebuia să mergem mai departe și să luptăm, atât doamna Ganeva, cât și eu, cât și fratele meu. Și pentru că... Să nu se întrebe lumea, băi, vine asta și face așa o elogiere, cine e asta? Deci o să citesc doar din, câteva din cărțile lui, până la vârsta aceasta de 70 de ani, 34 de cărți, despre sine și sens în rostirea eminesciană,
în 1993, Kant, gândirea estetică, Bucovina, pictură murală moldovenească în secolul XV, arheologia dramelor shakespeariene, bufonii și nebunii la Shakespeare, prelegeri de estetică Platon despre mimesis și frumos, prelegeri de estetică Aristotel despre mimesis și catarsis, prelegeri de estetică Kant, gândirea estetică, lumea cuvintelor și a semnificațiilor în poezia, în rostirea poetică eminesciană, Cornei, clasicismul și preceptele lui, dicționarul pieselor și personajelor lui Shakespeare. Nu s-a scris în lume. Apropo de această carte, directorul Catedrei UNESCO de la Paris spunea: când mă duc, Corneliu, undeva, întâi iau dicționarul tău să citesc, să știu despre ce ai scris, ca să nu mă fac de râs la Shakespeare. Apoi, de când al doilea doctorat luat în China, la Beijing, în care tema este măștile Asiei, cu trei lucrări, măștile în Japonia, în China și în India. De-a-te poza, dacă o ai, cât trebuie să fie. Poza fratelui, da? Da. Cu China. L-am văzut mai înainte. Măștile Asiei, cercetare comparată a culturilor Chinei, Indiei și Japonia, a fost lucrarea de doctorat, susținută cam cu vreo 30 de profesori, ca așa e la Beijing, în China. Aici are laudațiu pentru Adriana Popovici, o să o vedem. Caietele Ibsen, după Ibsen, care vi le-am oferit și dumneavoastră. Mulțumesc. Prelegeri și texte fundamentale de estetică, volumul 1. Istoria Teatrului Universal, împreună cu mine, a scris o carte, este cursul pentru anul 1. Tragedia și comedia în Grecia Antică, estetica tragicului și analiza comportamentelor născute din inteligența emoțională a personajelor din teatru și film. 10 piese de Alexandru Galin, asta a scris împreună cu mine. Teatrul lui Shakespeare, tragedii, comedii și piese istorice, teatrul lui Shakespeare și în limba chineză tradusă și în engleză. Și ultima carte, care este proaspătă ieșită de 2 săptămâni, e vorba de August Strindberg, Anatomia caracterelor esențiale. Denis poate ne-o dă, că există și mai mare. Persoană, da, uite. Da. Deci acest om... Ia mâncați-mă un pic așa și la mine. Mulțumesc. Și cel care a înființat primul masterat de teatru muzical din România, genul musical Broadway. E adevărat și meritul este și a domnului rector Bârsan, Dumnezeu să-l ierte că nu mai e, care a fost foarte deschis, care a mers pe ideea lui, a avut încredere, a mers în China. Și acum studenții noștri, foști studenți, chiar mă uit, Nădejdea Manole este la Paris, Maria Magdalena Dănăilă este o folchistă renumită, tot cu masteratul la Galați, Claudia Iancu, iar o profesoară de limba română, Daniel Făt, talentat și el, Elena Belciu, o fată absolut excepțională, secretara Catedrei UNESCO, și care are foarte multe cărți, piese traduse și de Alexandru Galin. Și acest masterat a fost închis. Deci, da? Închis. Ceea ce este dureros e faptul că ne-am obișnuit, și trebuie să spun lucrurile acestea, bineînțeles că această facultate este și meritul domnului Zanfirescu de la București, că a dorit să trimită la Galați pe profesorul Dumitriu, este și meritul domnului Emil Constantin, că a acceptat ca rector. Deci, secția înființată din anul 2000, așa cum s-a văzut în documentar. E, vreau să vă spun că nimeni nu spune așa ceva, ci spune că facultatea s-a înființat în 2004, dată cu muzică, care nu este adevărat, pentru că actele vorbesc. Și pe această înființare a venit decan domnul Stelian Stancu, care sigur este un actor ca lumea, dar unul face și altul ia titlu. La fel a pățit și unchiul meu, profesorul Brezeanu, care a traversat Galațiul. Nu cred că e cineva de generația lui și până la a mea care să nu știe cine a fost profesorul Ion Brezeanu, decan, rector la Institutul de Învățământ Pedagogic la vremea respectivă, pe atunci era și domnul Egri, un rector la mecanică, s-a unit la dispoziția domnului tovarășului Dăscălescu, cum era pe atunci, dacă știți. Da. Era așa, care i-a dat sarcină unchiului meu să înființeze Universitatea din Galați. După ce a înființat-o, așa cum a făcut și fratele meu. Dăscălescu ăsta, care a fost prim-ministru al României la Revoluție și care a sinucis în celula, adică l-au sinucis în celula la Revoluție, că avea multe de spus, era deloc
Și a venit la maximă maturitate la Galați, era din Prahova, prahovean. Și a făcut ăsta pentru Galați, n-a făcut niciun gălățan. Și dacă mai apuca 6 luni, făcea și barajul la fantastic la Sohului și așa mai departe. N-am știut că el a dat tot din casă. Deci alte lucruri nu știu decât cele din familie și sunt datoare să le spun. Pentru că a spus-o de nenumărate ori unchiul, clădirea universității cu rectoratul era tribunal. El a umblat, unchiul meu, profesorul Brezeanu, de a făcut rost de sediu acela și absolut toate norme și tot ce trebuia făcut ca să se înființeze, aprobări, București, drumuri, nu știu ce, după un an și ceva, deoarece era dictatura inginerilor și rectorul de la mecanică, pondera fiind 60% ingineri, nu au tolerat să primească un filolog ca rector, așa cum și așa apare în imagine acum, au cerut să cheme pe cineva neutru și după vreo 2 ani a sosit de la Iași profesorul Ion Crudu, un om absolut competent, nimeni, dar știți că atunci trebuia să ai și aprobări de partid și de toate și l-au dat deoparte și l-a pus pe domnul Crudu rector. Uitați-vă acolo, deci chiar domnul Crudu s-a înțeles foarte bine, l-a respectat, la moartea lui a spus că nu s-a imaginat să aibă un colaborator atât de neloial. De ce? Nu s-au certat niciodată, iar unchiul meu cu 2 zile înainte de a muri a spus: nu m-am certat la viața mea cu nimeni niciodată. 94. Foarte interesant. Da, foarte interesant. L-am cunoscut. Acum, după ce la 7 ani toată lumea, foștii studenți, fratele și toți care au mai fost, Ilie Zamfir și care au mai fost foști studenți, l-au respectat și la 7 ani au acceptat, poate dăm imaginile, să se pună numele lui în sala de lectură de la Biblioteca Urechea, domnul Bârsan, acum o apare, domnul Bârsan a acceptat ca Biblioteca Filologiei să se numească Ion Brezeanu, piațeta de la Tecuci, de la blocul Albatros, se numește Ion Brezeanu, primul rector al Universității din Galați. E bine, cineva, și nu știu cine, a șters primul rector al Universității din Galați. Din conducerea, cu aprobarea conducerii universității, că nu pot să cred că ce prima... Ce numai Ion Brezeanu atât? Da. Potat, ce-a fost, Bacagiu, da. Sacagiu? Deci, în ideea că domnul Crudu a fost, păi și domnul Stancu a fost, dar domnul Stancu pe munca fratelui meu și domnul Crudu pe munca oricălui meu. E cam emoție, era actor, da. Nu, Stelian Stancu. Coincidență. Păi sigur că da, trebuia un decan de la Galați, că așa se făceau, veneau cadrele astea și după 4 ani se pregăteau cadrele locale, cum am fost și eu, că a trebuit să dau examen, scriu cărți, deși doctoratul era, încă o dată spun, cu 3 ani înainte de înființare, luat singura cu doctorat în teatrologie, eram din Galați. Aici se vede familia, soția, nepoții și, ce să spun, apropo de o colecție de folclor de 50 de volume care mi-a lăsat moștenire mie, pentru că unii intelectuali spuneau că ar trebui să o dau bibliotecii Urechea, pentru că nu mai are cine, nu mai sunt intelectuali în familia profesorului Brezeanu și n-au ce face cu ea. Ce faceți? Pe această cale îi anunț că știu ce să fac cu ea, o voi face publică pe internet, o știe toată lumea și nu să-și facă doctoratele din munca unchiului meu. Okay. Așa, un nepot care îl are din partea familiei, acesta este nepot băiatul fratelui meu, medic, chirurg, deci... Eu cred că el de acolo de unde este, este... Dar ce avere aveți cu colecția asta? Da. Un alt nepot de la Făgăraș este senator acum. Deci, eu zic că el ca imagine, ca model, a fost copiat și de acolo de unde este, este bucuros. Senatorul Marius Toanchină este nepotul lui. Nepotul așa, care se vede în imagine chiar lângă el. Băiatul fratelui meu este medic chirurg la Spitalul Floreasca. Deci eu cred că e de acolo de unde sunt, împreună cu soția, mătușa mea. Eu cred că sunt mândri de noi, că nu i-am făcut de rușine. Deci asta s-a făcut și cred că cineva, nu știu cine, din partea universității, când umblă la arhivă și vede Ion Crudu, da, dar numai că toată bucătăria internă a fost făcută de el... Și pentru faptul că nu a fost inginer, a fost scos. Așa cum am pățit eu la ICE Pronav, am făcut unica revistă de profil naval din România, n-a existat decât 5 ani la ICE Pronav, cu aprobările fratelui meu și cu munca mea istovitoare. Și când și-au făcut întâlnirile la Biblioteca Urechea, s-au dus, s-au lăudat cu munca mea. Nici măcar nu m-au chemat să spună: uite, domnule, știi, ea era traducătoare, dar uite ce a făcut ea. A făcut bucățică. S-au lăudat cu munca mea. Deci văd că se poartă.
se poartă, vorba dumneavoastră, este undeva o judecată. Eu vin și spun ca un act de așa, fratele meu și cu mine. Deci noi l-am iubit, l-am respectat ca pe tatăl nostru și această reparație morală trebuie să o fac pentru rectorul universității sau cine va mai fi. Este josnitor și, cum să spun, degradant să te duci să-i ștergi de acolo când omul acesta a muncit. Deci el a pus bazele, da? Chiar domnul Crudu la IMM-ul când a murit a spus, dânsul a făcut așa, după care am venit eu. Bineînțeles că e o valoare și Liviu Crudu, Ion Crudu, pardon. Dar se poartă unul să muncească și altul să apară în scripte și peste tot. Așa apare și domnul Stelian Stancu, tot pe munca fratelui meu. Și cum apare? Mai departe, pe cum apare? În hârtie apare, apare primul. Acum, da, apare peste tot. Apare de primul lector, decan, uitați. Decanul facultății din Galați, de la înființare, cel care a înființat facultatea. Deci dacă eu mint, să mă sune în emisiune, ca eu să spun asta. Deci încă o dată arăt aici documentul, că apare în orice revistă, cine era decan la vremea aceea. Și după care, după ce și-a dat doctoratul, n-avea grad universitar. Eu asta n-am înțeles-o niciodată, doamna profesor, absolut niciodată. Bă, frate, dacă, cum să mă dau eu ceea ce n-am fost? E foarte frumos, dar nu vedeți că se poartă. Datorită figurii mele colțuroase păi, și mai dure. Și atunci este explicabil de ce eu n-am fost tolerat în mediul așa teatral, deși am muncit, nu pot să spun, până când am căzut în boală incurabilă, da? Nu cred că ar mai fi făcut cineva ce am făcut eu, dar nu e frumos să mă laud. Studenții știu. Și dacă eu am încheiat cariera universitară acum 2 ani cu o diplomă de la acești studenți, că zic, altă dată erau oameni ca lumea, dar acum studenții, nu, domnule, și acum sunt. Dar trebuie să iubești. Copiii și elevii și studenții simt dacă iubești. Și uitați-vă diploma dată de ultima promoție din 2021. Spuneți, se acordă... Nu. Nu are pe asta Denis? Nu. Da. Aba da, cred că are, da, nu mai știu. Pentru cea mai spirituală profesoară și cele mai bune lecții de viață pentru viitorii oameni pe care i-a format și cu semnăturile lor. Deci ce pot să îmi doresc mai mult decât să știu că acești studenți m-au respectat, m-au iubit și au rămas cu ceva de la mine, la fel ca și doamna Gabriela Lovin, care nu pot să nu spun că a spus atât timp cât eu voi fi aici, dumneavoastră veți fi invitata mea, numai pentru simplu fapt că mi-ați fost profesoară și singurul moment pentru care îmi pare bine că am făcut această facultate este că am cunoscut pe frații Dumitriu. Deci e greu să mă laud, dar sunt vorbele ei. Să cata pe care sunt. Mi-ați dat-o. Și atunci, sau Virgil Tăbuș, care de asemenea, când a fost sărbătorit, m-a ridicat la Teatrul Casa Sindicatelor și mi-a mulțumit cu respect pentru ce am însemnat pentru el în viața lui și a familiei lui. Și atunci, astea sunt micile noastre bucurii. E o cărămidă de 624 de pagini, 625 de pagini. Dedicată mie. Da. Care este dovada minții formidabile a poporului român. Uite, avem și astfel de oameni. Ca să scrie așa ceva, dacă nu ai cultură, mai bine faci gogoși. Eu... Spalea nu le faci. Cartea este colosală, ca și alaltă pe care mi-ați dat-o, însă vreau să vă zic ceva. Văd al doilea dicționar, ăsta este un dicționar de teatru, și văd al dicționar de înțelepciune, văd al doilea dicționar, după dicționarul care este iar o capodoperă a Teodor Parapir, 1000 de expresii celebre, 1000, a scris-o timp de 28 de ani, el are 60 de cărți scrise, și din Galați, bine, dumneavoastră sunteți, bănuiesc, născuți la Galați. Da. Da, Parapirul a venit când, după ce a terminat facultatea, dar tot de la Dună, de la Călăraș, a terminat facultatea și a venit. Deci poporul român are cu ce să se laude, cu ce să mândrească, cu ce să ridice fruntea din pământ. Citeam acum de curând, ieri, Michael Ivanhoe, vi-l tot spun, și spunea, băi frate, ridică ochii, preferatul noastră, ridică ochii din pământ și uită-te zilnic pe cer, mai ales dimineața, și evită răsăriturile. Nu te duce să
sunt frumoase, sunt, dar înseamnă cădere, înseamnă noapte, înseamnă numai dimineața, dimineața e ceva formidabil. Și azi dimineața și el la 5 am ieșit, dar am ieșit pe devreme, că nu ieșea, era tot luna. Am adormit și n-am putut să văd săritul. Era tot luna. Dar țin minte și când eram copil, eu dormeam până la 11, la 5 mă culcam. Dar în momentul când vindeam o răsărit, era ceva uluitor. Ceva de neimaginat. E, noi am uitat toate lucrurile esențiale. Credeți că poporul ăsta sub comunism a rezistat cu teatru, cu filmele și cu scriitorii și cu artistii plași, dar mai puțin, că unele din ei au trebuit să picteze, alții să facă poezii, care, bine, făceau ce e fără valoare. Credeți că rezista, că s-a fost lepădarea de Dumnezeu dacă nu aveam asemenea minți cu asemenea dăluire? Nu. Să nu creadă, în schimb, cei și de mine asupra personajului de la teatru muzical și de la facultatea de... Că acum am înțeles că el are două funcții și la teatru. Eu nu știu cum vine asta. Mie mi se pare că e... Bine, nu știu, incompatibilitatea nu e că, dar poate o fi, habar n-am, doar să mă interesez. Am să mă interesez, că la un moment dat mi se pare că chiar avea o reclamație pe genul ăsta. Prost nu ești. Bărbat frumos ești. Carisma ai. E șmecher. Șmecher, tată, e șmecheria asta te va ucide in viu în continuare. S-ar putea să trăiești 100 de ani. Dar mod. Mod, prietene. Încearcă să schimb ceva. Și ia labele de pe una din instituțiile astea. Poate zboară altfel. Acum, cel mult plutesc și una și alta. Lasă-le să zboare. E o diferență a pluti și a zbura. Zboară vulturul sus, în labirintul vertical. Ce pot să spun apropo de personalitate? Galați mi-a venit în cap acum. Pentru mine un model de intelectual, dar și mai ales de morală și de frumoasă educație, deși e orfan de tată. Inginerul Ion Stroie, care a fost director la ICE Prona. A murit, parcă, nu? Nu, n-a murit fratele lui. Fratele lui, așa, a murit, da. Dar cu o mamă excepțională, care mi-a zis că eu nu l-am cunoscut. Păi mi se pare că l-am avut într-o emisiune, da, cu Cătălin Poale Lungi. Extraordinar, om. Deci să vă spun, pentru care, bineînțeles, eu îl admir și respect pentru mai multe lucruri, dar pentru tatălui a fost dirijor la teatru muzical. E, pentru faptul ăsta este atât de legat și totdeauna de câte ori am bătut la ușa lui m-a ajutat cu sponsorizările, iar când a fost un act de adevărată demnitate, când ne-a murit directorul la ICE Pronaf, care îl pusese în funcție, a spus, el m-a pus în funcție. Venise firmă din Norvegia și a spus, ICE Pronavul va plăti toată cheltuiala. Pentru noi a fost un simbol directorul nostru. Toată lumea vine de la ICE Pronaf pe cheltuiala noastră. Iar pe directorul adjunct, Corneliu Cloșcă, l-a luat până la 80 de ani, consilier, a spus, este prea valoros, îl țin acolo când am nevoie să mă sfătuiască. Deci, eu dacă aș fi fost rector, mai ales domnul Georgescu, fratele meu a fost șef în tinerețe, deci îl știe că e o valoare și erau relații bune. Putea să repare această lovitură nevinovată, să ne chem ca niște maimuțoi la comisia de etică nevinovată. Așa, nevinovat, pentru că el într-una își repetă, ce am greșit? De ce m-a bătut Dumnezeu? Ce-am greșit? Am vrut să fac bine. Deci eu nu pot să plec, eu știu ce, câte zile am și să nu repar asta. Păi îl luai consilier. Deci omul ăsta este de luat consilier și ținut acolo în caz de ceva să-ți spună ce să faci, pentru că el a fost și ministru secretar de stat la tineret, fratele meu. Deci are experiență la tineret, nu a fost oricine, a primit zidul chinezesc, a făcut masteratul, am uitat să spun și altceva. Cu acest masterat ne-am dus la Cotroceni, deci n-a văzut România sau Cotroceniu cum a văzut Galațiu datorită lui. Da. Ambasada Chinei a spus că i-a dat acea decorație, la Olga Tudorache și David Chambers s-a dus în Statele Unite, bineînțeles că tot prin, datorită lui și a onoarei și a respectului care îi acordă, au venit la Galați. A venit China, Japonia, Ucraina și Statele Unite la Galați, un festival. Vedea Galați așa ceva? Știți cum se întâmpla la început? Că nu eram în grațiile decanului de atunci, numit cu doctoratul făcut de fratele meu și de Adriana Popovici, care când și-a luat doctorat și a ajuns decan, a făcut ce face românul. I-a dat primii afară. I-a dat primii afară. Țiganul când a început. I-a dat primii afară. Da, și când s-a pensionat și am venit eu, am spus, domnule, că am văzut lucrurile astea, nu se poate, trebuie să fac această reparație morală. Au stat prin
înghețați, în frig, fără bani, nu aveau universitate să dea bani, veneau pe speza lor ca să facă pentru acești studenți ceva. Nu pot să spun că și eu, doamna directoare de la casă, Palatul Copiilor, știe. Un profesor nu e doar universitar. Eu m-am dus și la copiilor de la clasa 4, a 6, acolo unde a fost nevoie. Profesorul este pentru orice nivel. Și am trăit așa niște emoții, mă așteptau ca la cei 7 pitici. Abia așteptau să le spun ceva de caracteale. Iar la mine, dacă am picat un student la anul 3, am spus, domnul decan, nu pot să-l trec, nu știe nici cine e Caragiale, cum să termine teatru să nu știe Caragiale și Alexandrii, care înființa Teatrul Românesc? Știți care a fost răspunsul? Nu. Doamne, dacă mai faceți probleme la studenți, vă iau disciplina. Da? Deci suntem în teatru absurd al lui Eugen Ionescu. Dar din tot teatrul gălățean, singurul domnul director Constantinescu a sprijinit festivalul și pentru asta îi mulțumesc pe acest. Dar și el a plecat pentru că, poate nu știți, se spune BHH la teatru dramatic, dar nu se mai poartă Cehov. Am aflat că este demodat Cehov. Dar cine poate să zică? Nu pot să zic cine a zis, că eu nu dau nume, n-am venit să dau nume. Deci nu mai e și s-a scos piesa lui. Deci s-a scos cerere în căsătorie, o piesă excepțională, pentru că nu mai e demodat. Păi dacă o să-mi permiteți... Stați un pic. Mari autori, Ibsen, Cehov, cine mai au rușii, rușii au niște pe Gogol. Deci poți să le adaptezi și să le faci de un modernist colosal, nu-ți vine a crede, fără să atingi, să știbești cu nimic, cum nu se poate Cehov? Îți dă subiecte mult mai tare decât ți-a dat asta. Cântecul meu de lebădă, ultima carte care am scris înainte de pensionare, este despre Cehov. Și n-am putut să... Este absolut celebru, 4 piese, dar atât de profund. Și după analiză o să vedem cam cine este marele Cehov, că a fost un titan. Noi scoatem piesa lui Cehov. Dacă vreodată facem un excurs așa prin teatru, poate prezentăm așa cum am prezentat și piesa lui O'Neill, îl prezentăm și pe Cehov. Și în schimb băgăm dramaturgi desertar. De ce? Pentru că la vremea facultății Dumitriu era o fixistă, trebuia să țină o programă, așa ți impune când îți acreditează facultatea, nu poți să faci tu chiar ce vrei de capul tău, îți spune ce discipline să faci, îți spune ce materie să faci, ca la școală, ca la învățământul preuniversitar. Acești mari titani au scăpat. Ei nu mai știu și atunci e mai ușor să faci o piesă mică și care să țină o oră și după aceea la revedere. Dar lucrurile sunt reparabile, așa, pentru că în situația asta eu mă întreb, nu un singur om a greșit, greșim cu toții, întors scara valorilor. Cum e posibil tu să tai la salariu, mă întorc din nou la grila aceasta, numai pentru că cei tineri o să fie obedienți ca să crească în grad și să primească bani, iar pe profesori îi aduci într-o așa umilință. Păi îi calcă în picioare asistenții, după aia vin alții și lucrurile se repetă. Și mai zicem că România e cu fundul în sus și că sunt vinovați copii. Nu-s vinovați copii, noi suntem. Noi am creat ce am creat. N-a creat nimeni. Dar, cum spuneți dumneavoastră, la Dumnezeu nu dispare nimic. Am vrut noi aici să dispară facultatea, să dispară profesorul Dumitriu, să dispară sala studio. Dar nu se poate la infinit. Iar acest cancer, care se pare că s-a extins, să înțelegem că nu este o jignire, este o atenționare. Aceste molecule tinere ca în organism se întâmplă și în societatea civilă, astea tinere au răsturnat totul. Deci au răsturnat totul și ne mai mirăm în ce situație ne aflăm. Dar plata lui Dumnezeu vine. Să nu mai tot așteptăm că vine război. Păi da, vine că e o pedeapsă. Că vine foamete, așa asta e pedeapsă. Că va fi foamete. Pentru că se aruncă mâncarea la gunoi, se aruncă, deci nu se poate atâta de bandadă, deci nu mai știe nimeni să gătească, nu mai știe nimeni să facă o economie. Deci o risipă, ce să mai zicem? Iar acum, dacă o să-mi permite, să dăm și niște filmulețe și cu acest masterat, ce am spus, 15 ani de învățământ superior teatral, care este îngropat.
Păi Denis, el intră în scenă. Depinde... Să ne dea, vrea să o vedem pe Olga Tudorache cu ocazia asta să vadă toată lumea ce înseamnă o ceremonie de acordare a titlului de doctor honoris causa, o mare personalitate care a fost ținută în culise la Teatrul Muzical. În culise? Da. Mi-a dat. Stimați invitați, stimați colegi, dați-mi voie să înmânesc în mod oficial doamnei Olga Tudorache titlul de doctor honoris causa, ocazie cu care, dacă vreți, să portați și această. La mine aici? Da, foarte bine. Cu toate fericitări. Nu sunt deloc maestră în discursuri, dar ca să spun mulțumesc, sunt capabilă să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care m-ați ales aici, și să-i mulțumesc domnului Cojar pentru mărturisirile făcute în rândurile domniei sale. Îi mulțumesc din inimă că mi le-a spus acum. Mă iertați, dar eu sunt omul care n-am dat în 16 ani niciun interviu, nu vorbesc despre mine. Și spun că cine vrea să afle ceva despre mine să vină pe la teatru să mă vadă jucând. Îmi pare rău că în șiruirea de roluri jucate s-au omis razele gamma, care a fost un moment important în activitatea mea. Personalitatea despre care se vorbește și inteligența mea scenică n-au nimic de a face cu viața de zi cu zi și cu cea care sunt eu pe stradă sau acasă. Vreau să vă spun că studenții, în anul întâi studenților mei le era frică de mine și în anul trei mi-era mie frică de studenții mei. Așa s-a întâmplat cu fiecare generație, n-a fost numai cu una. Erau toți suiți în capul meu în anul 3. Dar am avut ce învăța de la ei. Pentru că harul acela despre care se vorbește că a existat, el a fost îmbogățit în toți anii cei 26 de profesorat cu nenumărate dăți când am învățat de la studenții mei. Vă mulțumesc! Deci aveți costumul dumneavoastră. Nu e asta de pe mine? Nu, asta este nou. Doamna, dorește să vă mai oferi un... În partea departamentului de teatru, un buchet de flori și toată iubirea noastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumim că ați venit.
aveți o meserie grea. Dar frumoasă. Da. Ideea acestui filmuleț extraordinar de emoționat, poate generația tânără nu știe cine a fost Olga Tudorache, un astfel de actor apare într-un popor odată la 100 de ani, este lucru cert, dar sunt de popoare care au un asemenea actor odată la 500 de ani. A fost absolut extraordinar, fabulos din toate punctele de vedere, încât onoarea nu a fost al doamnei Olga Tudorache, că a primit această distinție formidabilă, ce a fost la universității. Faptul că universitatea și-a putut permite să gândească și doamna Olga Tudorache să aprobe să vină să ia, este mai mult decât copleșitor. Cred că un domn ca Georgescu și ca alții de calibrul domniei sale nu pricep ce e cultura, să plece. Să ducă unde vor, să ducă în prerie, să puneze căprioare și cerbi și alte lucruri și mai știu eu ce. Dacă despre Facultatea de Teatru din Galați știu foarte puține, dacă domnul Horghidan a fost într-un fel și a făcut debutul, ca să zic așa, în sensul că a prezentat de la cap la coadă celebrul nostru într-un singur an, am făcut salul liceu, toate liceele și vreau să reiau această acțiune, ajutându-mă, că numai Dumnezeu poate să mă ajute, că a fost fabuloasă, extraordinară. Tot un agricultor a fost și a fost pe banii mei și mulți. Cheltuiam enorm pe săptămână câteva mii de euro pentru o singură filmare de două ore. E bine, văzând numai această premiere, aș fi spus da, într-adevăr, Universitatea Galățeană a avut câteva repere. Facultatea de Teatru, oriunde în lume, e un reper cultural extraordinar. Pentru că sufletul, frate, sufletul e reprezentat înainte de toate de cultură, de dragoste, de credință și mai puțin de sex, de mâncare, de băutură și de bani cu care pot să știu eu să facă. Nu e nimic al nostru. Ne ia totul, la un moment dat, Dumnezeu de asta, orientare, bagă decedatul în ceea ce a fost golfing și îl bagă în pământ. Au ei cultura lor. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta. De aceea, când mai târziu după această ceremonie, Undel Bedeu, care vremenic a fost directorul teatrului muzical, a ținut-o în culise, asta este o faptă prin care și-a găurit aura puternic de tot. Masoneria unde este el adept, nu o să reușească niciodată să-l facă în fața lui Dumnezeu mai curat, mai prihănit, mai mântuit. Lucrurile sunt triste, foarte triste. Universitatea Dunăra de Jos a avut o ocazie și are încă o ocazie formidabilă să urce, să urce spre înălțimi, înălțimi adevărate. Acolo unde când ai ajuns, când te-ai uitat în zare, ai cu totul și cu totul ai imaginație, un peisaj fabulos. Dacă vom continua să alungăm valorile, să numim în diferite funcții tot felul de oameni care pe anumite segmente ale caracterului lor, ale pregătirii lor profesionale, dau semne că ar fi foarte buni. Dar degeaba ești foarte bun dacă ești considerat un atacat formidabil și nu dai gol. Rezultatul, utilitatea, tot ce se întâmplă demonstrează că în 30 de ani noi n-am ridicat universitatea asta, am coborât-o. Am reușit să aducem Facultatea de Medicină, excepțional. Am reușit să suntem pe punctul să o compromitem înainte de a o consolida și de a o face o valoare care ar trebui să fie respectată în România. Suntem foarte aproape. Am reușit să ne facem această facultate de teatru despre care habar n-aveam. Poate târziu am aflat acum 3 ani când fiica mea a terminat liceul și mi-a zis că ea vrea să ducă la Facultatea de Teatru și m-am îngrozit pentru că artistul de teatru este o meserie foarte grea. Dar știți de ce?
Pentru că la cherem oricărui individ care zice lui că nu-i place cum joacă, se poate întâmpla orice. Înseamnă suferință fizică. Îmi povestea cineva Zafirescu, îmi povestea personal ce dacă n-ai stomacul bine pus la punct, nu reușești să reziști în teatru. Bun. N-am înțeles. Și nu înțeleg. Mă, nu e al vostru. Este al timpului. Timpul nu este într-o singură direcție. Îl curge toate direcțiile, și înainte, și înapoi, și în laterală. Timpul noi, eu, părerea mea că e Dumnezeu, dar timpul ăla pe care percepem noi, cum să ne batem joc de astfel de lucruri, facem chimie. Facem chimie alimentară. Facem nave. Construim tot felul de lucruri. Facem metalurgie, cât mai e de metalurgie, că nu știu numai dacă ce a fost, dar mă rog, mai e ceva. Facem sudură. Facem TCM, facem... Mă, da, facem și teatru. Și medici. Păi teatru este deasupra tuturor. Teatru pentru că eforturile pentru teatru sunt mai mici. Dacă stau să mă gândesc pe bune, când ai o sală de aia, construiești niște caractere, construiești niște aripi care zbori și nu în pământ. Tu care zbori și nu s-au Icarus. Sunt aripi adevărate, din alea pe care se baza Harry Coanda. De aia spun că ce am ascultat în seara asta, ce am auzit în seara asta este de o tristețe, vorba poetului iremediabilă. Poate o remediem. Mai vreți să mai ascultați? Da, mai vreau să mai ascult, știu că mai puțin. N-am să citesc din Biblie, că vă las pe dumneavoastră. Deci după patru producții, 2011, 2013, 14 și 17, a doamnei Ganeva, cu Duminică Minunată pentru un picnic la Crefior de Tennessee Williams, deci nu scriitoraș disertar, Stele pe cerul dimineții de Alexandru Galin, Cântăreața cheală de Eugen Ionescu și Gardenia de Elzbreta Ciovanic. Așa, ce se întâmplă la licența din 2017 în care am participat? Trebuia să se ducă să intre într-un festival la București cu studenții după licență și după ce se dă examen, ședință extraordinară, se adună toată lumea să se voteze blocarea studenților și plecarea în festival la București. Din ordinul cui? Păi decât al șefului, cum? Cine poate să decide decât șeful departamentului, unei instituții, nu? Decanatul, cine? Așa, ce s-a întâmplat atunci cu o studentă? I s-a făcut rău, a făcut o criză, a început să fugă prin curtea mecanicii, a căzut pe jos, a dus la WC-ul, deci atât și-au pus speranța acești copii în teatru, cu atâta dragoste au venit și pentru ei ne-am sacrificat și pentru toată dăruirea lor și curățenia lor, încât a trebuit să chem salvarea. Și nu v-ați văzut? Unde? Nu, ne-a blocat. Toți au votat, mai puțin eu, că eu nu mă sperii de decan. De nimeni, decât de Dumnezeu, dar restul, pentru că dacă nu votau altfel, cine știe ce pățeau. Și atunci asta s-a întâmplat. Deci o dramă încât a ajuns această femeie să spună că nu vrea să mai audă de România. De ce? De ce până nu trebuie să audă de România? Când noi cu toată dragostea am primit-o, iar ea cu toată dragostea a dăruit și a făcut tot. Deci atâta umilință nu cred că poate suporta un om. Apropo de oameni de cultură, că arăta în film directoarea de la teatru din Brăila, care o felicita pe doamna Olga Tudorache, cum mi-a pregătit lansarea cărții mele teatrului Mihail Sebastian. Era o mare regizoare, Cătălina Buzoianu, care când a văzut Sebastian cartea... Sebastian e de la ei. Poftim? E scriitor brăilan. Păi da, și a spus Adam. E greu. Știu, nu lansa la Sinaia, pentru că aici sunt străini, nu știe nimeni. Păi mergi la Brăila, dar nu știu pe nimeni, vorbesc eu. Deci mi-a făcut o lansare de carte de nu am crezut că e vorba de mine. Apropo de om de carte, de om de teatru, de om de cultură, toți evreii din Brăila invitați, liceul Mihail Sebastian invitat. Mare scriitor Sebastian. Da. Ucis. Am făcut. Da, știu. Așa, am făcut o sinteză a jurnalului lui, care mă tărea într-o carte destul de scurtă, pentru așa, vreo 200 de pagini pentru un regizor, adică un material foarte la obiect pentru ce piesele de teatru când el trebuie să studieze. Și Cătălinei Buzoianu i-a plăcut foarte mult chestia asta. Deci ce spunem noi cu neplecat un festival, deci nimeni nu spune că și Florin Toma e bun și Horghi Dan e bun, dom'le, dar ars niște etape, poți să calci ca pe niște cadavre pe foștii tăi profesori și să uiți să-i respecti, ca și cum, încă o dată spun cum e Caragiale, scoală-te tu, mă pun eu. Păi și atunci, cum poți să-i educi?
Când însă și rectorul universității plătește diferențiat asistenții și lectorii ca să voteze, ca să-i voteze, nu că să spună că au salarii mici, asta e poezie. Și tu sancționezi oameni care au muncit și au îmbătrânit și s-au îmbolnăvit în această universitate, cum? Îi sancționezi la bani și le-ai tăia banii. Și atunci unde e disprețul? S-a întors scara valorilor sau nu? Mai poți să-i spui tinerului, măi, stai frumos și așteaptă și nu arde niște etape. Uite, vii, asist, să mai asistă. Deci încotro mergem. Asta e toată România. Pe mine nu mă interesează de toată România. Mă interesează de această universitate și ce se poate pune în loc. Poate Denis să dă și cărțile mele, să nu creadă cineva că poate am fost pus în funcție datorită fratelui meu sau cine știe. Denis, poate dai și cărțile mele. Da, că el când aude, după aia lucrează, le caută și apare. Poate vedem și filmul că după ce s-a dat doctor honoris causa la Olga Tudorache, apoi Adriana Popovici, care a fost și a pus bazele facultății, am reparat această greșeală făcută de predecesorii mei și în 2010 a venit David Chambers de la Universitatea Yale din Statele Unite. Mai avem măcar puțin să dea ceva din secvențe. Denis, dă din pliantul 10 ani de activitate. Poftim? El spune că poate da doar festivalul până la final. Nu chiar festivalul, câteva secvențe și... Dă puțin din... Da. Cuvântul de la David Chambers, unde... prezentarea unde prezint eu cei 10 ani de activitate și venirea lui David Chambers. Astăzi îi decernăm acest titlu atât academic, atât de înalt. Fiind și membru aceste prilejuri, contacte utile cu școlile de teatru din aceste țări, iar studenții noștri au fost menționați ca participanți în publicațiile și buletinele internaționale ce au fost publicate. În același context, și mai este un cuvânt unde prezint 10 ani de activitate. Dă și filmuleț cu celălalt. Da, mai dă pe celălalt filmuleț și... Cu festival... Cu... Asta e când ești regizor de teatru. Cei mai imposibili oameni pe care am cunoscut eu în viață sunt regizori de teatru și de film. Au impresia că ei știu adevăr absolut. Norocul nostru, actorilor români, că au ascultat foarte cu mare sârguință indicațiile și au jucat cum au știut ei. Și a ieșit genială treaba. L-am auzit pe Benciu, care spunea odată chestia asta. Bun, că văd că până mai... La 10 ani... Departamentul Teatru al Facultății de Arte sărbătorește un deceniu de existență în stil Hollywood. Pe parcursul fiecărei zile, studenții merg la ateliere și seminarii, urmăresc demonstrații și cursuri intensive, iar în fiecare seară de la orele 19, sala studio a dramaticului Gălățean găzduiește câte un spectacol al unei universități. Vorbim aici despre Iași, București, Galați și Kiev. Nici seminariile nu sunt mai prejos, fiind susținute de profesori ca Alexa Visarion din București, Yuri Starostin din Kiev și, da, nu am exagerat când am spus Hollywood, David Chambers, cel care a predat cursuri de artă dramatică unor artiști celebri, cum sunt Robert De Niro și Angelina Jolie. Tema atelierului lui David Chambers este mit și măști în teatrul lui Shakespeare și după 3 zile de pregătire intensivă, miercuri la ora 16:30, studenții vor demonstra pe scenă cum se poate monta un spectacol în 3 zile sub îndrumarea unui profesor de renume mondial. Mai multe detalii ne-a oferit doamna Mihaela Dumitriu, șeful departamentului teatru al Facultății de Arte din Galați și coordonatoarea proiectului. Acest eveniment este mai important decât celelalte două. Este a treia ediție a festivalului studențesc, Zilele Teatrului Studențesc la Galați, așa cum am intitulat noi, pentru că împlinim 10 ani de existență. Noi am vrut să încununăm această mare sărbătoare a Departamentului de Teatru din cadrul Facultății de Arte a Universității Dunărea de Jos, investind mai mult interes în activitatea profesională. În sensul acesta am invitat un profesor de excepție universitar de la Universitatea Yale din Statele Unite, regizor de excepție, profesorul lui Robert De Niro și al Angelinei Jolie, printre alte mari realizări ale domniei sale. Acest profesor va face un curs intensiv de actorie cu studenții departamentului nostru.
în zilele de luni, marți și miercuri, dimineața și după amiaza, miercuri după amiaza urmând să fie prezentat spectacolul pe care îl va scoate domnul profesor cu studenții noștri. Studenții noștri, studenții de la Iași și studenți de la Kiev. Avem și o delegație de la Academia de Teatru și Film din Kiev, în frunte cu prorectorul universității și doi șefi de catedră, studenți care au venit să lucreze special cu profesorul David Chambers din Statele Unite, care vor scoate o producție, așa cum v-am spus. În seara, după amiezile sau serile, vom avea și spectacole, seara aceasta fiind prima, cu deschiderea domnului rector la ora 18:30 la sala studio a Teatrului Dramatic. Vom prezenta producția Un bărbat și mai multe femei, în regia profesoarei Maria Ganeva, profesoară venită de la Sofia, dar titulară universității noastre. Este un spectacol cu care am avut o mare reușită la festivalul din aprilie de la Kiev. Am primit o mare recunoaștere, felicitări pentru înaltul profesionalism al Școlii de Teatru Gălățene. Pentru noi, vă dați seama, universitate tânără de 10 ani, să avem recunoașterea unei academii cu 1000 de studenți înseamnă foarte mult. Mai avem invitați, acești profesori care vor face din nou ateliere de mișcare corporală și după amiaza, și vor mai avea în ziua de joi un spectacol de la Academia Națională de Teatru și Film, studenții clasei de actorie, cu un spectacol American Buffalo de David Mamet. Aceasta în ziua de joi, iar joi seara o mare personalitate a teatrului românesc, profesorul și regizorul și concluzii. Cât mai avem, Denis? 4 minute, maxim 3, da. Ca și concluzie, a fost o muncă istovitoare. Ne bucurăm că am lăsat mai departe niște foști studenți, actual actori îngalați, destul de serioși, ceea ce să reproșez atât universității cât și, adică, conducerii astea, că s-a inversat scara valorilor, iar la bătrânețe profesorii pleacă scoși din sală. Am înțeles că nu doar eu am fost scoată din sală, ci au fost și alții, tot din dispoziția conducerii. Problema nu e că ai nevoie de sală, dar putea să anunțe și pe mine și pe alți profesori, pentru că ce să mai cer respect la ceilalți? Ce să cer respect profesorului Dumitriu, care a venit din China, care avea birou alături de rector și de prorector, iar aici se distruge absolut toată munca lui și toată activitatea noastră. Ca și cum n-ar fi existat nici profesorul Corneliu Dumitriu, nici Maria Ganeva, conferențiar, care încă o dată pe dosarele noastre s-a acreditat facultatea. Nimeni la nivel de facultate de arte nu mai știe de așa ceva. Și bineînțeles și pe în puținele secunde mele pe care le mai avem, am deschis exact la Ezechiel 13-14. L-am deschis, nu am în timp ce vorbea doamna Dimitriu, și zice așa: copiii poporului tău zic, calea Domnului nu este dreaptă, totuși mai degrabă calea lor nu este dreaptă. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, trebuie să moară din pricina asta. Apropo de cei care au trei funcții odată și dărâmă un lucru foarte bun. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi tocmai din pricina asta. Fiindcă zice, calea Domnului nu este dreaptă, vă voi judeca pe fiecare dintre umbretele lui la casa lui Israel. În al 12-lea an, în ziua 5-a, luna 10-a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine și a zis, cetatea a fost luată. Dar mânia Domnului venise peste mine seara, înainte de venirea fugarului la mine, și Domnul deschisese gura până la venirea dimineața. Gura mea este deschisă și nu mai era mut. Atunci cuvântul Domnului mi-a vorbit. Fii omului cei ce locuiesc în dămătura cei țelui Israel și așa mai departe. A fost foarte sugestiv. Deci am deschis acolo. Nu... Lucrurile pot fi îndreptate, depinde de voința oamenilor și de noi, pentru că cetatea care se dezbină, aceea se va nărui. Mulțumesc mult, doamna profesor. Vă aștept și altă dată. Poate mă enervați mai puțin. Asta e viața. Nu știu cât ne fac eu la toți ceilalți și la telespectatori. Dar... Nu sunt nervoasă, absolut. Da, nu, poate mă enervați pe mine mai puțin. Asta am vrut să zic. Olga Tudorache, venită la Galați.
Ce suprem omaj a adus întregii universități gălățene? Au mai fost și alții, dar au fost politici, au fost, hai să nu... O să dăm regina mama. Da, da. Mulțumesc mult, seara bună!